Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! O întâlnire cu reprezentanții organizației PNL de aici, de la Câmpia Turzii. Am venit să vă mut pulsul campaniei electorale, ca să spunem așa, deci nu și gândurile cu care candidatul dumneavoastră intră în Parlamentul României. Domnule primar, pentru început, de ce Irina Munteanu nominalizarea pentru Camera Deputaților? Și dacă vă aduceți aminte, colegii mei au fost extrem de implicați în evenimentele de după colectiv, când am organizat la acel moment campanie. trei acțiuni Da. într-una singură și acțiuni de succes, dar atunci oamenii au ieșit în stradă, au reușit să dea jos guvernul Ponta și au cerut un singur lucru, schimbarea clasei politice românești. Pentru că lumea își dorea la acel moment un alt model de politician. Ori noi, la Câmpia Turzii, am identificat acel alt model de politician în persoana lui Irina Munteanu. Este un om nou în politică, este un om care știe ce vrea de la viață, este un om care atunci când își propune ceva, reușește. Nu a fost atins de boala politicii românești, dacă se poate spune așa. Și mai mult de atât, mi-aduc aminte ceea ce spunea Floriana Prahoveanu la un moment dat într-o discuție pe care am avut-o și care spunea în felul următor: este remarcabil că pentru Câmpia Turzii un om ca Irina Munteanu a dorit să candideze pentru un post de deputat la Câmpia Turzii și că asta dovedește că tinerii din Câmpia Turzii sunt pregătiți să schimbe ceva în România. Și pentru asta am ales împreună cu echipa mea din PNL Câmpia Turzii ca cea care ne va reprezenta în Camera Deputaților să fie Irina Munteanu. Mai concret, dacă ar fi să nominalizați trei calități care o recomandă pentru funcția de parlamentar? Așa cum am zis mai devreme, este un om hotărât, este un foarte bun profesionist și are o experiență deosebită în domeniul pe care sau în care a lucrat atâția ani de zile, acela al asistenței sociale. Revenim la doamna Munteanu. Apropo de asistență socială, știu eu, care sunt gândurile cu care mergeți în Parlamentul României la acest capitol și nu doar la acest capitol? Asistența socială nu trebuie să fie despre dependență. Asistența socială are rolul de a sprijini beneficiarii, de a merge în paralel cu aceștia, nu de a face, a lua unele hotărâri sau face unele demersuri pentru ei. Aici există o serie de lacune în ceea ce privește sistemul național de asistență socială și care necesită unele ajustări. Ca asistent social mergem alături de beneficiar și îl încurajăm, îi oferim informația necesară pentru a-și soluționa problemele cu care se confruntă. Ăsta este un principal aspect care consider că necesită o remediere în ceea ce privește legislația în asistență socială. Pe de altă parte, tot prin prisma meseriei mele, sănătatea este un aspect care mă preocupă în mod special. Sănătatea și programele de prevenție, programele de educație pentru sănătate. Noi am început încă de anul trecut în Câmpia Turzii un program de educație pentru sănătate axat pe deficiențele de coloană vertebrală, diferite afecțiuni care apar la copii de la vârste tot mai fragile, ceea ce este îngrijorător. Sunt și alte afecțiuni, precum obezitatea la copii, care necesită o atenție deosebită. Este absolut necesar să se reia acea lege cu privire la prevenția în sănătate și programele de educație pentru sănătate, atât pentru elevi, chiar copiii din învățământul preșcolar, cât și pentru părinți, să devină materie de studiu. În această vară putem spune că PNL a obținut un scor covârșitor la alegeri. Practic de 6 luni aveți aici o guvernare locală, liberală. Care sunt beneficiile care au existat până acum al acestei guvernări? Care sunt intențiile pe care administrația locală le are în vedere?
V-ați exprimat foarte corect, au trecut doar 6 luni și efectele ideilor generate în campania electorală încep să se vadă. Și aici vorbesc în primul rând despre ideea reindustrializării municipiului Câmpia Turzii de maximă importanță pentru Câmpia Turzii. Avem o rată mare a șomajului, avem și o serie de aturi în ceea ce privește Câmpia Turzii. Distanța scurtă între cele două aeroporturi, acces la rutele feroviare, autostrada Transilvania. Ceea ce lipsește este Tătarul 5. După cum bine știți, ieri a fost o conferință de presă prin care s-a prezentat stadiul proiectului Tătarom 5. Invitat a fost domnul președinte al Consiliului Județean Alin Tișe, domnul primar al Comunei Luna Aurel Giurgiu, domnul primar Dorin Longigan și alți reprezentanți ai Tătarom 5. Conferința de presă în care s-a prezentat stadiul în care se află, studiile care s-au făcut în prezent și încă o dată accentuându-se nevoia acestui Tătarom 5. Deja nu mai este o idee, nu mai este o promisiune electorală, este un fapt care va deveni realitate în anii următori. Asta vreau să-l întreb pe domnul primar, cât de viabil este acest proiect, pentru că acum pe ultimul 100 de metri am observat la toți politicienii, indiferent de culoarea politică, scot proiecte, să le spunem, populiste. Să vedem, este sau nu un proiect populist? Acum am putea vorbi despre un proiect populist dacă am fi ieșit acum cu el și am zis, gata, uitați, noi vom face, nu știu când, parcul de Taron 5. Noi vorbim despre reindustrializarea municipiului Câmpia Turzii înainte de campania electorală de la locale. Și uitați că proiectul nostru de mandat, reindustrializarea Câmpiei Turzii, se concretizează pe două aspecte. 1. Parcul industrial al municipiului Câmpia Turzii la intrare dinspre municipiul Turdan, unde timp de 2 ani jumătate vechea administrație nu a făcut nimic. Noi am reușit în 5 luni de mandat deja să închiriem să concesionăm acolo 2 parcele de teren la 2 societăți comerciale și ieri am anunțat în premieră acest lucru, că am semnat cel de-al doilea contract, 2 societăți comerciale care vor face investiții de în jur de 5 milioane de euro și care vor asigura noi locuri de muncă. Am și semnat certificatele de urbanism pentru una dintre cele 2 societăți în cursul săptămânii trecute. Deci, reindustrializarea Câmpiei Turzii începe să se vadă. În ceea ce privește parcul Tătarom 5, am spus-o și ieri, și eu și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, faptul că am identificat terenul, am ieșit la fața locului cu reprezentanții Tătarom, domnul director Găvrea, și de asemenea am fost acolo cu, nu eu personal, colegii mei, pentru că eram plecat în delegație la București atunci, a fost cu directorul Agenției Naționale pentru Investiții Străine. Și vreau să vă spun că deja există doritor pentru acest parc industrial. V-am prezentat ieri în conferință de presă acel studiu care va sta la baza încheierii studiului de fezabilitate, astfel că proiectul va porni încă de anul viitor. Alin Tișe a promis și la cum îl cunosc, este un om de cuvânt și a demonstrat acest lucru prin implicarea în acest proiect. Faptul că de la Consiliul Județean vor fi prinse sume de bani necesare demarării primei părți acestei investiții, iar eu o spun public acum că voi prinde bani în buget pentru tot așa pentru prima parte a investiției. Nu vă ascund faptul că vom intra pe excedent bugetar de anul viitor. Am reușit în 6 luni de mandat să fac economii pe care vechea administrație nu le-a făcut în 4 ani. Și vom intra cu excedent sume pe care le vom prinde pentru înființarea parcului Tătarom 5. Nimeni să nu se aștepte că administrația Longigan va face parcul Tătarom 5 într-un an de zile, pentru că nu este posibil. Ați văzut, este vorba despre o investiție serioasă de 12 milioane de euro. Însă, în cei 4 ani de mandat, parcul Tătarom 5 va fi funcțional. Apropo de administrația Longigan, vorbeați ca și un proiect în beneficiul comunității despre cea rezonare localității. Mai concret, ce înseamnă lucrul ăsta? Și cum va impacta asupra populației? Eu vreau să vă spun că cred că este cel mai important proiect pe care l-am propus și am obținut aprobarea lui în cele 6 luni de mandat, dacă vreți dumneavoastră. Unii ar spune că
de un dram de nebunie din partea primarului să, să inițieze un astfel de proiect, pentru că impactul bugetar care municipiul Câmpia Tuzil va resimți este de undeva 6-7 miliarde de lei, bani care se vor încasa mai puțin anul viitor la buget. Asta înseamnă că, cel puțin la nivel teoretic, nu vom mai putea face investiții de acei bani. Însă mi s-a părut aberant și dacă veți urmări declarațiile din campania electorală a tuturor, tuturor politicienilor din Câmpia Tuzii care au dorit să ajungă primari în municipiul Câmpia Tuzii, absolut toți s-au angajat la, la un astfel de proiect. Însă doar au vrut, n-a reușit. Eu am avut curajul să o fac și impactul la care faceți dumneavoastră referire este următorul. Criteriul principal după care se vor stabili impozitele în Câmpia Tuzii este distanța față de centrul localității. Astfel, dacă locuitorii cartierelor, blocuri, Sânt Crai, Șarât, Insulă, plăteau până acum în proporție de 99% în zona de impozitare, asta înseamnă un impozit maxim, acum vor plăti în zone diferențiate, în funcție de străzile pe care locuiesc. Zona B, zona C sau chiar zona D, pentru că avem străzi care vor intra în zona D. Asta înseamnă că vor plăti undeva în jur de 3, 4, 5 milioane mai puțin, sau aveam situații la societăți comerciale care plăteau cu câte 12 milioane mai puțin. Sunt sume de bani care vor rămâne în buzunarul cetățenilor. Asta ar fi principalul impact asupra cetățenilor din municipiul Câmpia Tuzii. Dar este un impact mult mai important asupra investitorilor care își doresc să vină la Câmpia Tuzii, pentru că impozitele pe care noi le aveam la Câmpia Tuzii erau mai mari decât cele din Cluj-Napoca. Și atunci era normal ca investitorul să se ducă la Cluj-Napoca, să nu vină la Câmpia Tuzii. Eu mă bazez pe faptul și împreună cu echipa mea am gândit de așa fel încât investitorii să fie atrași către Câmpia Tuzii, să vină la noi și acel deficit de 6-7 miliarde despre care vorbeam mai devreme, îl vom recupera din investițiile care se vor face în sumă. Impozitul pe clădiri, de exemplu, faptul că firmele din Câmpia se vor dezvolta pentru că vor asigura materiale de construcții necesare și așa mai departe. Deci, iată că avem dublu câștig din această rezonare, dar ceea ce interesează în acest moment pe cetățenii municipiului Câmpia Tuzii este faptul că vor plăti impozite mai mici, începând cu 1 ianuarie 2017. Sunt lucruri care nu se văd fizic, dar în ianuarie, când vor merge să-și plătească impozite, vor vedea în buzunar. Aș reveni puțin la doamna Munteanu să discutăm despre proiectele locale pe care le promovează Partidul Național Liberal. La nivel local, primordial, după cum am spus anterior, este proiectul reindustrializării municipiului Câmpia Tuzii, deja aflat pe rol, cum ar veni. Este foarte important să ne ocupăm de spital, de sănătate, de policlinică, de dotarea și recondiționarea corespunzătoare a acestora. Este necesar să existe acele resurse, resurse materiale, resurse financiare, resurse umane, care să asigure un act de calitate, un act medical de calitate și în același timp să recreeze acea conexiune funcțională între pacient și medic. Deci v-aș ruga să, și ce scuze, Irina, să mă lăsați să intervin o secundă și să vă spun că ceea ce am promis în luna septembrie la o întâlnire pe care am avut-o cu medicii din policlinică, pentru că, și deschid o paranteză, toată lumea credea că policlinica este în subordinea primăriei și toată lumea era foarte revoltată că primăria nu face nimic ca pentru policlinică. Ori spațiile din policlinică sunt în coproprietate a primăriei cu medicii care sunt proprietari pe cabinetele lor. Nu se putea face nimic acolo și toată lumea a invocat de medicii de ce nu face primăria, primăria de ce nu fac medici. Atunci am făcut acea întâlnire la care a fost invitată și presa. De comun acord cu ei am stabilit că vom înființa o asociație de proprietari care să gestioneze spațiile de acolo. Am făcut și în luna octombrie am și aprobat, așa cum am promis, am aprobat în Consiliul Local și vă invit, dacă doriți, după ce plecăm de aici, să mergeți până în policlinică sau să mergem până în policlinică să vedeți deja o schimbare de înfățișare, dacă se poate spune așa, în policlinică. Deja oamenii sunt primiți în alte condiții decât cele în care... Este un prim pas. Poate este mult, poate este puțin, dar este un prim pas. Și gândiți-vă că avem doar 6 luni de administrație locală.
Un alt aspect se referă la învățământ. Una dintre măsurile din programul de guvernare al PNL pentru perioada 2016-2020 se referă la redeschiderea liceelor profesionale, la crearea unui parteneriat între agenții economici și unitățile de învățământ, inclusiv acordarea unor facilități pentru agenții economici care sunt dispuși să dezvolte sistemul privat de învățământ ucenicie. Este în Câmpia Turzii, avem o tradiție în sensul ăsta prin Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, care a avut acest profil și a fost recunoscut în zonă pentru rezultatele obținute și pentru elevii bine pregătiți. Au existat deja discuții la nivelul administrației locale, discuții cu Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, prin care să încercăm reînființarea, redeschiderea acelor clase, acelor specializări necesare. Și cine știe mai bine care este nevoia în piața muncii decât agenții economici. Și în același timp crearea unui parteneriat cu agenții economici în acest sens. Cum susține din postura de parlamentar activitatea administrației locale? A existat și există o echipă funcțională la nivelul administrației locale. Cred în proiectele, cred în planul pe cei 4 ani de mandat al primarului Dorin Lojigan. Este un demers care vine natural și Câmpia Turzii va reprezenta pentru mine pe mai departe o prioritate. Știți? Și lumea trebuie să știe faptul că banii vin de la București. De la București vin la Cluj, de la Cluj vin la Câmpia Turzii. Dacă la Câmpia Turzii avem o administrație liberală condusă de Dorin Lojigan, dacă la Cluj avem o administrație județeană condusă, liberală, condusă de Alin Tișe, mi se pare normal ca sau pentru ca Alin Tișe să primească bani de la București, ca după aceea să redirecționeze și către Câmpia Turzii sume de bani, mi se pare normal ca guvernul care va fi condus, guvernul României să fie condus de un prim-ministru liberal. Și eu, ca ardelean, pentru că trebuie să recunoaștem, stăm în Ardeal și suntem mândri că suntem ardeleni. Eu, ca ardelean, îmi doresc ca prim-ministru care mă va conduce 4 ani de zile să fie un prim-ministru ardelean. Și pentru asta eu susțin Dacian Cioloș, pentru că este ardelean și pentru că nu vreau să fiu condus de către un prim-ministru din Telemann. Și puțin condamnat penal. Doar puțin, dar condamnat penal. Și pentru asta susțin Dacian Cioloș. Apropo de condamnări penale, acum trebuie să recunoaștem că există probleme în toate taberele politice la acest capitol. Așa este. Însă să nu uităm că cei condamnați penal sau urmăriți penal sau trimiși în judecată din Partidul Național Liberal nu doresc să ajungă prim-ministri. Corect. Aici intervine o problemă la alegătorii dumneavoastră. Nu mă refer doar la Partidul Național Liberal. E vorba de lipsa de încredere în parlamentar. Cum poate un politician să redea această încredere? Păi tocmai v-am spus la începutul interviului când v-ați întrebat de ce e Irina Munteanu. Pentru că este noul model de politician. Pentru că este ceea ce strada a dorit după evenimentele de la colectiv. Și eu cred că și știți, la Câmpia Turzii este o tradiție în fiecare miercuri să mergem în piață și toată lumea duce materiale electorale. Și am văzut sau este foarte vizibil trendul cu care Irina Munteanu a fost primită din prima miercure când a început campania electorală și ziua de ieri. Deci modul în care a fost primită de către oameni. Modul în care știe să vorbească cu oamenii. Și ați văzut-o că vorbește, de asta am zis că este un bun profesionist, vorbește despre probleme legate de meseria ei de asistent social, dar în aceeași măsură vorbește și despre probleme legate de reindustrializarea Câmpiei Turzii. Ori este mare lucru să și la un interviu de genul acesta să vii pregătit când vrei să transmiți un mesaj, fie presei, fie cititorilor dumneavoastră, să știi să transmiți un mesaj pe care l-ai pregătit înainte. Nu să vii să citești de pe hârtie. Cum vedeam într-o emisiune la Turda TV, când o stimată doamnă care este consilier local, efectiv o oră a citit de pe hârtie. Atunci stai acasă.
Oricum, un astfel de om, nu pot să nu votez Irina Munteanu. Pentru că știe ceea ce vrea. Apropo de această întâlnire cu cetățenii, ați luat direct pulsul comunității, ca să spunem așa. Ce își doresc ei de la un viitor parlamentar? Să nu uite de unde a plecat. Asta în primul rând. Asta în primul rând. Să poată să aibă acel om la care să meargă să-i prezinte problemele, indiferent de ce natură sunt ele. Și așa este normal să fie. Plecăm din comunitate, plecăm pentru comunitate și este normal aici să ne desfășurăm activitatea cu precădere. Aici să fie atenția noastră concentrată pe oamenii care ne-au acordat votul lor, care ne-au acordat încrederea lor. Un om care să fie văzut în teritoriu, în primul rând, un număr de telefon care să fie public al parlamentarului respectiv, pentru că din experiența personală pot să zic că am sunat la cele de anumite telefoane publice și sunt parlamentari care nu îți răspund la telefon, indiferent că ești în presă sau ești un simplu cetățean. Un mesaj de încheiere. Care credeți că va fi prezența la vot? Din câte am observat la precedentele campanii electorale, la legile parlamentare, se cunoaște oarecare prezență mai scăzută decât la cele locale. E un interes mai scăzut, să-i spunem așa. Un mesaj care să impacteze asupra electoratului. De ce ar trebui să fie motivat să meargă în general la vot, nu neapărat să voteze Irina Munteanu? Este important să decidem noi pentru noi și să nu-i lăsăm pe alții să decidă pentru noi. Pentru că atunci o fac în favoarea lor și nu în favoarea noastră. Spunea așa, era o vorbă care spunea asta. Este important ca fiecare să iasă la vot și să voteze ce consideră mai bun în fiecare. Nu neapărat partea din Național Liberal, nu Partidul Social Democrat, nu alte formațiuni. Ce este mai bun în fiecare om? Să privească omul de dincolo de culoarea politică, să observe potențialul, să observe experiența și să se ghideze după aceste abilități pe care le prezintă. Eu îmi doresc ca locuitorii Câmpiei Turzii, locuitorii județului Cluj, să fie partenerii mei, să fie partenerii Partidului Național Liberal, partenerii echipei pe care noi am prezentat-o și toți în decembrie, în 11 decembrie, să putem spune România înainte. Domnul primar, mesajul dumneavoastră? Eu le cer cetățenilor municipiului Câmpia Turzii să aibă pe mai departe încredere în mine și în echipa mea. Irina Munteanu face parte din echipa primarului Dorin Ojigan. Irina Munteanu merită să fie un parlamentar al Câmpiei Turzii, pentru că Irina Munteanu, eu chiar cred că este un partener pentru Câmpia Turzii. Și dacă eu am cerut tuturor să fie partenerii mei, le cer să fie și partenerii lui Irina Munteanu și a Partidului Național Liberal. Este important să vină lumea la vot, pentru că ei sunt cei care trebuie să decidă soarta și viitorul acestui țări și nu trebuie nimeni să decidă în locul lor. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Vă mulțumim și noi!